Nu scurie pe aici, a fost să ridic bardanelina. Da, dar cine are? Cine are? 40. Deci o competiție una după alta imediat. Imediat sunt și juniori și sunt internet. Deci în primul rând pe mine mă interesează de ce nu sunt mai sportivii tău. Dai un exemplu, știi, poate să meargă, poate să nu meargă. Pe mine mă interesează și la viitor. Dau un exemplu, înțelegi tu? Noi trebuie să fac rost bani și de plecare în partea aia și de plecare aici și de plecare peste tot. Mai nu vă vorba la chestiile cu nimic așa. Păi nu e vorba de gândit. Și nici nu vă faceți de rost cu mine. Copiii trebuie să ne gândește că sunt alții mai mici. Sunt 32 de kilograme, 34 de kilograme care sunt născuți în 2005. Deci odată și odată trebuie să le dai drumul să pleci. Să trebuie să-i învăț cât un pic nu te... Nu poți să-l arunci într-o dată așa. Nu e niciodată, că ai mai fost, deci am mai fost în cum. N-am mai fost cu nimeni niciodată, până și pe cum s-a fost în cum. Cum mai cu mine? Nu știe duminică. E luni. Dar e nea. Puteți să fii dat după ce dată ce zic atât 23? 23? Păi 19 marți. 19 marți, marți aici. Este celebrul tata domnului Hercule. Ați ascult. Mai vreți să mergi la sala acolo. Este deschis, este un acord. Ah, pare bine. Da, nu-l cunosc toată. Toată ce le mănânc. Numai bine, sănătate. În jur două ore, să știți. Maestre? Da. În ce zic de 23? Cu? 23, în ce zic de? Hai să ne uităm cam în care dau acolo. Acum nici nu mai simt mâinile, mai trebuie când dau. Mă uitam. Mai că împăște și nu știu. Nu știu. Cum să nu știu? Cade lunea. Deci lunea cade, vei ții. Da, ce e numărul 23, nu? Ce se va fiță? 23 sau 24 din cer. E la cât este? La 40? Da. Deci, asta nu știu, că noi nu să știu, știi? Deci, cât are, dar nu trebuie să depășească 40, știi? Nu mai stai, întrebat de Antonio. De Antonio. A, Antonio. Era 43. Stop pentru 43. Nu contează. Aici. Deci așa cum se întâmplă. Dar nu ai spate.
aveți cum să vorbiți. Spune-mi pe colț ai colț. Deci de asta, voi ei mai mari, care zicea și mai mari. Acolo îi protejează pe ei. Ei aici lucrează în partea asta, vă mișcați tot așa. Tu pe centru mai spate aici, tu pe colț acolo, tu pe colț acolo. Tu pe colț acolo, mai din spate, deci acolo, tu aici și tu acolo, da? Ei n-au cum să văd. Dar toată lumea pune brațul din față și dă-l aici, stângă, stângă, dreapă, stângă, rog, stângă, ne mișcăm puțin stânga, puțin dreapta, înainte cu parimă lucrând înapoi, dar fără să ne agităm, da? Voi de acolo din colțuri îi supravegeați pe ei, da? Trei reprize vom avea consecutiv. Sunt 15 secunde. Deci toată lumea se deplasează cu brațul. Nu trebuie să dăm un brațul. Hop, 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 hop. Brațul stâng chiar și hai, dați drumul. Hai să vei cunoaște. Atent acolo. Aici. Pas înainte, pas înapoi aici. Pas înainte, pas înapoi acolo. Brațul stâng aici. Așa. Hai din spate puțin, mai spate acolo. Puțin mai spate, puțin acolo. Hai acolo sus, mai atent. Mai atent în portul ăla. Fața către ei, că sunteți mai bari. Lucrați de sub alu, da? Într-o parte și proapta și serie. Haide, haide. Și 5 secunde, dăm o la spate mai mare. Sur, sur, sur. Top. Mânuși de sac toată lumea. Vă luptă și intrăm. 4 o parte și vă spun care. 4 cei mai mari la sac și 4 ceilalți la... Nu se sac toată lumea. Ghiță nu mai face maestre? Do? Ghiță nu mai face? Ghiță? Nu mergem să ne facem de ales părinții voștri, v-am zis exact, unii sunt acasă și eu sunt al doilea care merg cu voi. Fiecare are posibilități mai bune, mai rele acasă, nu contează. Dacă plecăm în deplasare, trebuie să știm să ne comportăm și să avem țelul de a învinge tot timpul. La tine ai văzut că se poate, la Ghiță se poate, la voi la junior e puțin mai greu, la cadeți. De asta am și acceptat asta și disciplina spune, este mult mai ușor. Deci dacă am pus brațul și am dat un 1, 2, 3 acolo și sunt atent, sunteți practic copii, sunt primele deplasările voastre. Nu e unul mai bun ca voi. La junior ce se întâmplă? Sunt cei care vin de la cadeți și care au fost campioni sau pe la noturi, picolo, picolo și poate să-i mai pună card de serie. La voi la cadeți nu are cum să pună, deci că fiecare puteți să dați deci un 2004. O să cați cu e roșu un 2005, unde? Deci cu unul mai mic ca tine, nu mai mare în niciun caz. Roșu, deci tu ai și anul ăsta și la anul, domnule, se putu, la anul poți să-ți cazi cu unul cum este bine, la aceeași categorie. Deci vreau să înțelegeți, nu se permite, deci dacă am făcut 48,5 sau am făcut 43, cum e la tine. Deci adversarul tău nu poate să aibă cu 100 de grame mai mult ca tine. Nu poate să fie mai mare pe limita de ăsta, ci 2004-2005. La junior, 2002-2003. La tineret, 2001-2000. Și tot așa, după aia sunt seniorii, care la senior pot să se bată cu ăla care e în 2000, cu ăla care are 40 de ani. Dar atunci nu mai contează. Sunt campioni, au fost campioni mondiali care au căzut și au pierdut titlul și atunci tot timpul trebuie să se ridice altul care să-l învingă. Dar aici depinde de siguranța, de voința, de ambiția și de încrederea noastră în noi. Deci nimeni nu este, nimeni nu este. Majoritatea mulți îi aduc acolo, zic, hai să vedem ce baftă avem sau ce noroc avem. Noi de bine de rău, toți care suntem aici, suntem cât de cât și pregătiți pentru competiția care e acum. Eu, sincer să fiu, puteam să nu merg acum la care să mă pregătesc pentru ei, pentru jurul, dar am zis să merg și cu voi, să aveți interesul de a vedea competițiile și de a bosta cu cei de la nivelul vostru. Aceeași categorie. Deci asta e rugămintea. Trebuie să avem la noi cei care mergem. Deci un profesor, chestii de bună sezon, un profesor cu echipament care o să facem și antrenament acolo, mânuși și cască. Ea mai spus decât toate e să boxeze cu casca lor. Mânuși de sac și mânuși de lucru, deci pe mai iau eu în mașină. Trebuie să avem la noi certificat, că buletine n-aveți niciun certificat, nu să avem la noi echipament și proteză.
Deci la tine plotezei de 2 luni, adică tot la tine plotezai, da? Da. 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 Echipamentul îl pregătește maestru acum. La tine, Julianu, iarăși nu sunt probleme, da? Da. Deci, da. De ce eu ți-am zis? De ce nu vreau să trec peste... Sunt fără pe ceea ce zice, deci încă o dată vă spun. Exact cum este și Taicăsul, și Taicăsul e 2005, dar nu e vorba de asta. Vlad, și orice antrenor din țară, niciunul, și ăștia nu întâmplă. Ăștia sunt legi, le-ai văzut regulamentul acolo. Deci răspundem pe ceea ce facem și nu vreau, deci nimeni nu vrea să aibă probleme sau să aibă... Te pun ăștia odată, te împate federația și până începe să te evite la toate competițiile și la asta. Dar regulament, e mai mic ca el și altul, deci este nicio problemă. Încă o dată, deci dacă tu zici și vorbești și cu doamna și nu știu ce, vedem cum este pentru Giulianu, dacă nu, deci eu încă o dată vă spun, eu vă dau dezlegare pentru ei, înțelegi tu? Deci eu le-am făcut legitimații, nu am nicio pretenție decât dacă se poate, la meciuri amicale, la astea se mai poate. Singura condiție pe care am avut-o la început să fiu prezent cu ei, pentru că știți bine că ei pregătesc acasă. Sunt ca părinte, deci, ca părinte. Ai fost sportiv, deci încă o dată, Iulian, ai fost sportiv, știi ce înseamnă? Eu sunt antrenor și știu ce înseamnă. Deci nu pot, eu, tu nu poți să-ți bați, eu ce condițiile, eu nu pot să-mi bagi joc de meseria mea ca antrenor. Nu-ți dă voie legea, ai văzut cum este. Deci eu răspund de ceea ce fac și nu pot să am un părinte cu copilul lângă mine, indiferent cine el, e campion mondial. Ai văzut ăla de la Craiova, ai investit și investește bani de spui copilul. El nu se duce niciodată, se duce după ei sau îl plătește pe tănăsie pentru fiul său. L-a luat din colo, l-a luat din colo. Dar se duce mereu cu fiul său, mereu cu fiul său. Păi bine, se duce cu fiul său, dar nu se duce în competiție. La ce suport asta, deci nu se duce în competiție acolo. Se duce să vadă competiția. Deci eu am spus care sunt chestiile. Îmi pare deci, că... Eu vreau să rămânem în relații bune, deci fără probleme. Tu decizi, deci nu e nicio problemă. Asta a fost singura condiție pe care v-am pus-o de la început, să pot să fiu... E prima de plăsare, ți-am zis. Vedeam că e competiție oficială, eu mă duc acolo, hai să spun o chestie. Eu am acum o grămadă de ăștia în cap, pentru că eu dacă n-am totul pus la punct, dacă nu vă cer nimic, dacă nu vă cer masă, nu vă cer cazare, nu vă cer nimic, eu merg pe... Foarte bine, poți să vii, deci fără probleme cu banii tăi, începând de sâmbătă când începe sau pe care erau competiții. Deci exact cum vine și tata lui, maică, sau exact cum vine și al lui Ghiță și al și ei vreau făcut așa. Dar nu acolo, da. Hai de chestia mică, deci eu știu ce am de rezolvat, da? E treaba asta, deci dacă nu e nicio problemă, eu oricum pregătesc. Nu e o chestie, deci sunt înscris, dar nu e și obligatoriu să participe de asta. Depinde de dumneavoastră, știți, nu, eu am făcut tot ce am putut. Te sun eu mai târziu, peste 10-15 minute, da? Dar v-am spus, asta s-a ales fiecare care este la voi, inclusiv la tine, Ghița. Mai are rost faginul ei cu ei? Dacă nu are rost, am spus, deci nu se poate, e competiția oficială și nu, deci nu că nu vreau, nu se poate merge așa. Nu știu ce problemă este. Hai, uite. Deci, oricum, deci, v-am zis, eu am făcut toate eforturile pentru toți. Deci nu fac diferență între copii eu. Dar nici nu pot să merg lângă mine să răspund de unii, de unii da și de unii nu. Pentru că este divergență. Deci, Iuliane, înțelegi, e o chestie, nu e o problemă. E divergență. Deci eu când aveți și răspund niște copii, asta răspund. Ce ar fi să vină fiecare pe. Deci nu e nicio problemă, înțelegi tu? Îl sun pe maestru Băduț de la Slatina. Să-i spun că mâine mergem la cupă. Mi-ai luat ce-ți mai sun? Da. Așa zic eu. Mai târziu. Da. Nu trebuie să-i spui lui. Îl mai simt și mesaj. Și... Dar nu, că după aia nu mai răspunde. Nu. Nu spune nimic deocamdată. Mai sun o dată atunci. Mai sun o dată acum. Acum? Da. Ăla participă? Nu. Ăla, când venim noi, pleacă ei. Ah, dă-i pe difuzor. Bă, ce ciudat, o să zică că după aia te cheamă pe tine ăștia la...
Să-l cheme pe el. Mai sunt 19 minute, okay, baterie. 08. Nu, 08. Uite, încerca să... Deci așa zic, și dacă e nevoie, vine pe cheltuiala lui și nu are Iulianu nevoie nici de masă, nici de cazare și... Așa zic? Așa zic. Vine cu el și nu vrea nici... Are el grijă și de cazare pentru Iulianu și mâncare și de tot. De normal. Și atâta tot, da? Da. Să-i luați legitimația și tot ce trebuie. Că el o să fie acolo. Și că e, că vă rog frumos, vă rog frumos să-i luați legitimația, că îl aduce soțul. Vine și dacă vreau, vin și eu. Și să văd și eu cine ne dă afară de acolo, în calitate de părinți. Păi ce mi-e de joi, ce mi-e de vineri, a? Ești în direct. Taci, mă! Șt. Ești mamă de 4 copii. Taci! Dă-l pe live. Pe vo. E? Viva. Hai mă, că eu mâine când te duci și dai pe la sală și iei aia dacă e. Silvă? Da. Ce-i, mă? Silvă? Da. Ha? Ce faci mâine? Îți vedea mâine dat la Brăzoi? Da. Îți vedea mâine la Brăzoi? Da. Da? Da. Dacă la cupă? Da. Îți vedea mâine la Brăzoi? Da. Mai spre mâine venim cu Giulia la Brăzoi. Giuliana merge la Brăzoi. Mâine Giuliana vine la Brăzoi. Îl aduce tati la Brăzoi. Da, Giuliana? Da. Tati? Da. Bine. Cu maestru Văduț? Da? Și maestru Văduț stă la... E la colț, da? Da? Da. Bine. Ha! Să baterile. Ce? Să termină bateria la cameră. Nu așa. A? Cât mai e acolo? 5, 4. Claudic, ia-l, mai sunt 4 minute. Hai, ia-l, în drum. Hai, să termină bateria. A? Ce baterie avem? Duracell. Gata? Ia, Duracell. Duracell. Ia, mă, tu ce baterie ai? Duracell. Nu se termină niciodată. Da, nu? Treci. Treci.
aceste reglamente să le gândiți pe el. Și m-am un băiat care l-am născut și nu i-am luat nici eu, că n-are pâine. Bun? Eu v-am și sunat, i-am și spus că mi-a spus că mi-a spus. Înțelegi că ai plecat pe atunci. Nu, știu, totul nu simplu, că nu mai trebuie acum. Deci dacă am venit la dumneavoastră și am vorbit și am discutat și am fost de acord, ieri mi-a zis că nu. Să vreau să la început am zis. Dă-mi s-a schimbat ieri. Nu schimbat ieri, am zis că domnul tău sportiv, ți-am zis, am venit și la tine acasă și ți-am spus. Ia am discutat altfel la mine, nicio problemă acum. Deci eu ți-am zis că băieți, îmi pare rău, dar asta e, deci am luat legitimația pentru că nu sunt trei meciuri. Scrie regulamentul clar, deci eu nu sunt nici la tine, nici mai am cu un copil care l-am înscris, pentru că și era foarte bun, Claudiu. Tot Claudiu, cheamă și toată. Și nu l-am luat, are un mes jumătate, ăla face și în 2005 născut ăla. Și e face de 2 ani. Cum mai spui copiii ăștia s-au antrenat degeaba? Dar copiii ăștia s-au antrenat degeaba, ați promis, le-ați promis una. Copiii ăștia s-au antrenat degeaba, le-ați promis una. Și acum după ce s-au antrenat degeaba. El nu are nici în 2006. El e în parte. Hai că nu vreau să ne înțeleg. Maestre, am stat de vorbă omenește cu dumneavoastră, am venit și am vorbit cu dumneavoastră de la început de începute și v-am spus. V-am spus că nu sunt. Sunt prea multe teste. Zici că ai făcut sport. Pe tine te-ai dus cu părinții mei. Vezi bine că toți oamenii, toți antrenori. Mai sunt 13 ani, sunt copii minori, maestre. Și eu când dau interesul pentru ei, nu e un lucru greșit. Nu e un lucru greșit. Și eu ți-am spus că nu are 3 metri și regulamentul așa, deci n-am ce să-i fac. Nici nu-i nici la copilul ăla. Am venit păi și n-ai zis dumneavoastră că se rezolvă. Dacă n-am legitimația la el, cum să rezolv? Dacă n-am legitimația și n-are 3 meciuri, cum să rezolv? Spune și tu. Ți-am citit regulamentul ieri, ți-am citit clar. Eu ca să trec la păi tine... Păi maestre, ce să înțeleg eu acum că v-ați bătut joc de copii ăștia? Cum ce să cred eu că v-ați bătut joc de copii ăștia? Ce să cred eu? Că v-ați bătut joc de copii? Nu, eu ți-am spus clar... Păi asta denotă, asta denotă, asta denotă, maestre, asta denotă, ceea ce spuneți dumneavoastră, asta denotă. Nu v-ați comporta bărbătește. Maestru, nu v-ați comporta bărbătește cu ei. Cum? Cu tot am viat. Cu tot să... Cu tot să văd că m-a făcut. Nu v-ați comportat la un bărbat, nu v-ați comportat la un bărbat, ați mințit copiii ăștia, ați mințit. Eu ne-am ajutat, nu i-am mințit, ai văzut bine, m-ați bătut joc de ei, am adus colea și colea la ce veni. Și mi-a spus la început că mă duceam în altă parte. Da, mi-a și zis, în ultima zi, în ultima zi. Mă, ți-am zis că trebuie să aibă 3 metri. Și dumneavoastră a zis că se rezolvă. Am zis că o rezolv dacă ești, dar nu se poate rezolva, că dacă cu tine, dacă deja ai băgat pe aia, cum să rezolvi să-i 3 metri dacă el n-avea? Spune și tu. Cum mă aștept că dumneavoastră? Și copilul ăla, haide că n-ai. Cum mă aștept, a făcut atâta drum? Nu trebuie, dar faci ce vreau, ți-am spus asta e. Dom'le, dați, spuneți-i la copilul ăsta, ăstuia spuneți-i, nu mie. Spuneți-i lui că el de dimineață plângea. El, și el altul la fel. Și el altul. Nu las tu dumneavoastră, nu. Spuneți-i lui, uitați-vă în ochii lui, spuneți-i lui, maestre, nu mie. Nu, maestre, nu ne certăm, stă de-n vorbă ca bărbat. Maestre, stăm de vorbă bărbătește, nu stăm... Nu stăm încă o dată, ți-am spus, deci clar, nu numai el este. Din patru care i-am înscris, exact care i-am avut, deci noi doi n-au avut meciul. Și atunci dacă n-au meciul, de ce să mă aleg eu la cap? Deci n-au scris, scrie regulamentul 3 meciuri? Nu cum aștept dacă ei sunt înscriși. Bă, dar scrie regulamentul 3 meciuri, când am citit, l-au zis... Îl aștepta. Îl aștepta și maestrul Vulceleanu și tine și mi-a zis nu. Și Vladul Vulceleanu l-a aștepta. M-a sunat aseară, vă vin băieții,
Am vorbit cu Iisus. Păi nu așteptat, dar în primul rând pierdere cu Iisus. De ce la al mic? Am vorbit aseară cu el la telefon și mi-a spus ce așteptăm acolo să-i văd pe Iisus. Nu contează. Poți să-ți duci campionatul unde vrei tu. Că-l duci unde vrei. Deci îți dau și așa de legare. Deja la federație am vorbit. Dumnezeu, nu am nevoie de copiii ăștia. Tu îi zic că nu sunt posibilități. Acum unul zic, n-are voie să boxeze, că e în 2006 și nu poate să boxeze anul ăsta și automat nu mă interesează situația așa. Cum? Deci acum încolo, ca să fie clar. Deci tu știi legile care sunt, mai ales că ai făcut sport. Deci nu are 3 meciuri pe legitimație. Regulamentul scrie clar minim 3 meciuri. Cum vrea să mi-a spus așa cum așa ceva asta mai nu am nevoie de circa, am o vârstă când nici nu mă așteptam. Dacă tu ieri spui sau când am venit la tine acasă, ți-am spus destul de clar și îl copilul să vină aici și veneai mâine sau când este ca orice om, veneai cu mine cum sunt și copiii ăștia la. Dumneavoastră trebuia să-mi fi spus de prima dată, de la începutul mai spus. De bă, Julian, uite, vezi, am venit, ne-am dus la sală, ne-am dus la sală și ne-a spus că vrea. Și acum, uite că suntem aici, uite. Îl vezi? Îl vezi? Ce e, mami? Ce, uite, era aici maestru și vorbi cu el. Ce? E, și zise că nu se poate, că nu i-a luat legitimația. Ce? Ha? Și v-am spus că în felul regulamentului nu puteți să nu aveți meciuri. Am lăsat și eu un băiat foarte bun, copiii știu acasă. Făcea de 2 ani box, pentru că n-a avut meciuri. Una. Al treilea ținț, de acum încolo, deci voi nu mai figurați la mine box. Deci tu ai voie de la anul să boxezi, tu poți să boxezi în campionat, poți să boxezi oriunde vrei. Dar de ce la mine nu mai. Haide-te rog frumos, Iulian, ne-am încheiat subiectul. Dar că ăsta din așa o iau. Păi dar nu interesează, că să te duci la stadion, unde te duci la birou la mine sau unde le am eu? Nu știu. Rămânem prieteni, copiii tăi sunt acolo, i-am respectat și respect, așa cum a fost și la Vali și la tot. El oricum nu are dreptul acum să boxeze, că e în 2006, poate să boxeze la alții. Poate face iar, și ceva deci de are, o pregătire pe aici. Nu mai treaba ta ce faci. Deci nu vreau să mai am alte probleme. Uite-te câți părinți mai sunt pe aici. Eu am vrut să te ajut și am făcut-o. Nu s-a plăcut ești ca și la ăla. De ce mai este faceți așa? De ce mai este? Dați-mi o lămurire, cel puțin lămuriți-mă. Băi, Iulică, uite. Din momentul ăsta nu mai avem ce discuta, e clar. Nu mai au, la mine la pomp nu mai figurează. Deci nu mai avem ce discuta. Păi vedeți cum vă întoarceți dumneavoastră. Dar nu vă deranjez cu nimica. Eu dacă vin copii, eu nu ceru pahar cu apă. V-am spus de la început că eu nu am nevoie. Dar asta a fost de acord. Deci te rog mult de tot încoate. Deci nu mai avem degeaba. Stai pentru dumneavoastră. Eu nu, nici după tine cum la legitimația lui, n-am legitimația nici copilul lui Lunetu. Pentru că nu mă interesează. În primul rând, nu avea un meciu și conform regulamentului. E regulamentul aici, atât l-am citit ieri. Dumneavoastră mi-a zis că să nu vin, că mă văd ăștia și că nu știu. Frate, nu e nevoie să mă cunoască lumea, tu mă cunoști lumea, dar de aici până în Japonia, de Japonia până în America. Poate să vină să te vin și tu te unde vrei, ăsta e răscut pe care nu-i dacă eu am venit și am făcut o înțelegere cu dumneavoastră, dumneavoastră acum... Eu nu merg la copilul ăsta. Eu nu merg chiar după aia, bă, băi, uitați că este chestia. Deci e vorba, nu are meciul, nu are 3 meciuri pe aici și tu știi bine că n-ai. Eu nu încalc legea, băi, eu nu încalc legea să fac meciul să le trec. De unde le trecea? Meciul din burtă? Mai vorbesc cu dumneavoastră, am zis că reușit să... Păi am zis că poate reuși, dar tu după aia îi zici, frate, atunci am foarte bine terminat cu tichet, cu legitimație, cu totul și frate, ești la băiat. Nu lasă că ați port așa repede pe mine și nu sunteți glume, n-ați primit la glume, dar mă rog, n-ați primit, se poate zice. Văzând că lucrați cu copii de ani de zile, ar fi trebuit să totuși să aveți o găduință. Thank you.
Fișe? Fișe. Pentru vizită. Ai ce să facem sau? Da, e pentru vizită. Pentru vizită. Nu, și astăzi? Ce v-am bagat eu pe Facebook? Eu sunt pe Facebook.
15 ani lucrez în televiziune. Foarte bine că nu. Thank you.
Nu,
face să facă 3 miliune de euro. E preferențial, deci se recomandă, nu e obligatoriu, se recomandă 3 miliune. Da, și de ce? Nu știu, maestră, vorbește contra lui, că el hotărăște. Dacă nu vrea să-l bage, ce se face? S-a dus așa. Cum? S-a dus așa. Nu știu ce relație aveți, ce e problemă, dacă nu dă legitimație. A fost bună până ieri. Bună, foarte bună. Fără legitimație nu se face. Deci eu sunt antrenor, da? E unul care e lipsit. Care da, stai puțin, maestre. El a fost, stai să zic. El a fost și cu la a fost și cu la Costic, pe căruși și tot așa. Se poate să vină la dumneavoastră. Păi, dar stai puțin, n-a fost chestia așa. Ăștia nu au văzut ce este că sunt patinit. Eu am zis, mai să dumne și m-am dus în mână. Am zis, și eu și merg. Lasă copiii să mergă, ce tu vrei să vină? Nu vede, la sală nu vine, știi? Nu mai veniți dacă am până cu jumătate, să merge copilul sau nu? Și ai un șansă și după aia. Și nu merge fără mesă. Și eu am pregătit, cum adică să trebuie să aveți? Și a băgat și copilul a băgat și a băgat să fie un tot de copii, de lucru, ce copii. Am schis că nu mai merge fără sportiv. Și vine ăsta, stai mai puțin, și vine ăsta la mine, nu are un copil, mai să întrebă-l pe că nu știu, știi mai bine ce are de mâjit. Deci nu aveți o calitate să vă băgați, eu știu mai bine ce faceți, eu ne cunoaște bine, da? Deci copiii ăștia, pe vine ăsta, îi vine copilul ăsta la mine. Pe un rugăminte, dar stai puțin, de moment și vin, au zis, nu vei lua legitimația și spune, nu vei de acum încolo, nu mai figurați la mine, vă trebuie să vă duceți voi oriunde, vă dau cu la el? Nu are pe dacă ne-a spus că nu vine, nu sunt în pilat. Mă duc eu și eu, prin ce calitate te duci tu, dacă tu te ce a spus el, la unul să ne întâlnim acolo, n-au venit, știi tot așa. Când eu aici, altă vreau și tot la mine. Eu nu fac, eu îi fac. 50. 50? Nu, 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 și a spus, nu, Vali, hai să vină, deci nu să mă știi. Că și el mă lua până la Brila, unde a fost cu ăștia, înțeles? Și atunci, în urmă, și când viu aici, după aceea, uite, cum se mă vede. Mai să vă spus, hai să vă băgați în tăpul. Ia uite, vă rog, până știu. Ce asta, nu are bani să vină, dar aici are bani. Și mai mult atât acolo, bă, băiatul ăsta, bă, vă să ce, nu mai stăteați în urmă, ce-am dar mai aveam tu pe aici, dacă aveam ceva, dar...